sperăm că o să reușim, da. Las câte o față de masajul? Da. Stai așa, ce faceți acum acolo? Văd că e muncă de echipă asta. Sau ce da, faceți? Muncă de echipă, trebuie rulat. Deci, și nu ajunge o persoană? Nu ajunge o persoană dacă aici nu ține nimeni atunci. Măcar copilul trebuie să țină. Deci, bătrânii, când au făcut, au chemat familia și copiii au ajutat. E mai plăcut, e mai gustos dacă se implică toți, toată familia. Și cum faceți, ia-ți-o vedem. No, să vedem dacă reușim. Aveți emoții? Da. Ah! Nu, dar așa se face. Foarte tare. Am reușit. Bravo. Dacă în loc de mere era iarbă... Cât trebuie să stai la cuptor? O jumătate de oră. O jumătate de oră. Dar cuptorul trebuie să fie fierbinte. Voi, asta ungem puțin cu unt, să fie mai gustoasă. Și-o curbalea în altele. Și atunci băgăm în... Ighemă să curbalea în altele. Ce delicată e, o prindu. Punem puțin deci zahăr, este da? Gata? Cum? E gata practic. Sigur, sigur. Dar mai este. Da, în cuptor deja, da. Deja... este gata. E pentru voi, mă, bucurește ăștia grăbiți. Aveți timp să stați, să se coace, să facă. Pot întreba și eu ceva? Da, vă rog. Mă bărig acea bușul acela de 310 metri, știe cineva de el? Noi nu prea facem mămăligă. Noi doar din făină lucrăm mai mult, gulaș și...